Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica după botezul Domnului, Evanghelia de la Matei, din capitolul 4, versetele 12-17. Iisus, auzind că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea și, părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. În sărbătoarea tăierii împrejur a Domnului, pruncul din Betlehem a căpătat un nume, Iisus, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. De câte ori pronunțăm acest nume, ne aducem aminte că Dumnezeu își dorește mântuirea noastră, adică eliberarea din robia răului și a păcatului și viața veșnică. Mai rămâne o singură necunoscută. Noi vrem? Aici Evanghelia de astăzi ne interpelează. O lumină a răsărit pentru noi, cei care ședeam în latura și în umbra morții, semn că împărăția cerurilor s-a apropiat. Însă este o lumină lină și blândă, ce respectă libertatea noastră. Invitația cu care Iisus își începe propovăduirea, pocăiți-vă, este oferta mântuirii, pe care noi suntem liberi să o acceptăm sau să o respingem. Pocăiți-vă înseamnă schimbați calea voastră, schimbați viața voastră. De multe ori noi o simțim ca pe o privare de libertate, în schimb este calea înspre adevărata libertate. Dacă sunteți pierduți în labirintul unei peșteri și vedeți o licărire de lumină la un moment dat, pocăiți-vă înseamnă mergeți înspre această lumină. Dacă ne îndreptăm înspre o prăpastie și Dumnezeu ne spune schimbă-ți calea, nu înseamnă că vrea să ne ia libertatea de a merge unde vrem noi, ci ne avertizează că un pericol este aproape. Doar un om nesăbuit ar spune într-o astfel de situație: fac ce vreau eu, fiindcă e viața mea. Cum vi s-ar părea cineva care în mijlocul unui incendiu vede ieșirea de urgență, însă el, fiindcă e matur, evoluat și autodeterminat, alege să meargă în direcția opusă? Din păcate, astăzi nu putem să nu constatăm că oameni mari, societăți aparent evoluate și țări întregi se comportă astfel. Un prostesc sens de autodeterminare pare să se fi sălășluit în mințile oamenilor de astăzi, făcându-i să semene tot mai mult cu niște computere ce își dezactivează deliberat programul antivirus, ori cu niște soldați ce se debarasează de scuturile de apărare ca să se simtă liberi. Dumnezeu dăruiește tuturor mântuirea și de aceea în momentul botezului primim totul. Însă pentru ca ea să fie efectivă în sufletul nostru, trebuie să mergem pe urmele lui Iisus. Trebuie să ne schimbăm direcția dacă ea duce spre prăpastie. Nu există o altă cale, nu există o altă lumină, nu există o altă scăpare. La fel ca pentru oamenii de acum mai bine de 20 de secole, și pentru noi răsună vocea blândă a Mântuitorului: pocăiți-vă, schimbați-vă calea, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Bate la ușa sufletelor noastre, chiar dacă mulți au decis să dea volumul muzicii acestei lumi la maxim pentru a nu auzi. Ușa sufletului este însă una specială, are clanță doar pe interior. Noi suntem cei care decidem dacă deschidem sau nu. Este misterul libertății noastre. Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică.